Hei, eu sunt Lia și astăzi m-am gândit să fac o surpriză unui diamant. Mă rog, nu știu dacă e diamant neapărat, dar știu că e o fană foarte mare, Five Gang. O să vă zic și cum am ajuns să dau de fana asta. Deci, acum câteva luni am primit un mesaj de la o mămică, mi-a zis să-i dau o poză recentă cu Five Gang, cu toată formația, o poză foarte clară. Și i-am dat o poză de la Mod Avion, cred, habar n-am. După o săptămână sau două, mămica respectivă mi-a dat tag pe story și poza aceea era pe un tort. Pe lângă asta, fetița ei, Rihanna, care nu mai știu câți ani făcuse, la fel, avea un tricou personalizat cu poză cu noi și am aflat că ei stau în Sfântul Gheorghe, așa că m-am gândit că ar fi drăguț din partea mea să fac un efort să mă duc acasă la Rihanna și la mămica ei și la surioara ei. Să ne vedem. M-a contactat mama ei zilele trecute, a văzut că suntem Sfântul Gheorghe și eu n-am mai fost acasă de 3 luni, ceva de genul, și am venit doar pentru 2 spre 3 zile. Da, am zis că nu am timp, că am foarte multe chestii de făcut. Azi am tren la 6, adică în 5 ore. Sunt cam pe fugă mereu. Dar asta nu m-a oprit nici pe mine, dar nici pe ea n-a oprit-o să insiste. Evident, e mămică, vrea să-și vadă copiii fericiți și dacă copiii sunt fericiți, atunci și mămica este fericită și dacă eu fac oamenii aceia să fie fericiți, sunt și eu fericită la rândul meu. Am stabilit cu mămica să-i fac o surpriză Rihannei, așa că azi mă voi duce acasă la ei și pe lângă faptul că merg acolo și o să fie o surpriză foarte mare pentru ea, sper să se bucure, m-am gândit să îi duc și noul merch Dia, rechizitele Five Gang și Dia și ghiozdanul cu sos. Da, sper că o să se bucure. Din câte am înțeles, ea nu este tipul de fată prințesică, este mai băiețoasă așa. O înțeleg pentru că și eu am fost așa, adică la 21 de ani mi-am dat seama că, hei, sunt fată, trebuie să port roz, trebuie să, da, fiu mai fiți voi. În fine, acum sunt cam toată în negru, mă simt ca o emo, în fine. Deci despre asta o să fie videoul de astăzi și aceasta este Betty și... atât. Sincer, sper să se bucure de cadourile mele, având în vedere că știam că este din Sfântul Gheorghe, am pus-o pe story, că-i dăduse mămica tag și dăduse și mie, le-am arătat și băieților și tricoul și tortul, vă arăt și vouă poza. Am rămas pur și simplu uimiți, i-am urat toți la mulți ani, dar aș vrea să o văd și în realitate pentru că este un sufletel care merită și acum ar trebui să plec pentru că mă cam așteaptă mămica și a zis că mă așteaptă și cu prăjitură și nu vreau să pierd prăjitura și, sincer, nici trenul. Ok, tocmai am ajuns la blocul lor și din câte mi-a zis mămica, Rihanna crede că vine bunica la ei, au făcut și plăcinte pentru bunica. Nu sunt chiar bunica, dar sper să se bucure, ca și cum ar veni bunica, nu? Să ne luăm telefon. Și haideți să facem un copil fericit! Yes! Vreau să zic că e Moș Crăciun, da. De ce ești tristă? Uite ce tricou ai! Stai emoționată? No! Lasă, nu te așteptai, nu? No! Are ochii foarte roșii, băi! Băi! O, Doamne! Știu că trebuie să te sedină bunica. Și știu că ești mare fără pe tine. Oh, îți vine să plângi cumva? Nu, o să plâng și eu. Oh, Doamne. Ok. Și am văzut tricoul tău. Am văzut și tortul tău de la ziua ta. Știi că te-am pus pe story și băieții te-au pus. Și ți-am adus și eu tot mărciul Five Gang nou, adică mărciul Dia. Wow. Și din câte am înțeles, tu nu ești... o fană a prințeselor, așa că asta dacă vrei păstrează surera ta și ți-am adus unul cu sos. Wow. Și
ca să îi mulțumești mămicii tale că ți-a făcut surpriza asta și crede-mă că ai insistat o grămadă pentru că te iubești și am vrut să te vadă fericită. Și eu tremur. Ți-am adus și caiete. Astea sunt de la Dia și astea de la Paipien. Aici și pixul Dia. Așa. Și ăsta e cu VIP și aici semnăturile de la toți. Mulțumim frumos! Cu mare plăcere! Ria, sper doar să te bucuri și să înveți și bine. Și ai și două penuri, Dia și sos. Și pixuri cu sos. Pixuri cu fai... A, unul cu sos și unul cu fai, nici eu nu știam, sincer. Tricou cu Nicolvia. Sunt mărimea S. Teoretic erau pentru mine, le-am primit acasă și de aia nu am ieșit de la băieți. Am restul la București. Dar mamica ta m-a prins acasă și m-a prins fix când ne aveam și am zis să-ți fac o surpriză să ți rezic. Asta cu diamante și asta tot cu diamante și hanorocul ăsta roz, care e ca ăsta, nu mai am pe negru, dar pe ăsta l-aveam. Să l-am adus pe ăsta roz. Super. Sincer, am avut emoții că e prima dată când mă duc acasă la cineva. Sper că te bucur și mulțumim, sper că îți plac. Cu mare plăcere. Deci nu te I-am spus că vine bunica, i-am povestit o zi de trecute că poate să vorbim cu Dia, o să ne filmăm, nu știu ce, și atât aștepta că poate mă sună Dia și vorbim pe telefon. Am auzit că ați făcut piacintă? Da? 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 Piacintică. Sigur că da. De ce stai așa? Ea de fel e foarte sociabilă și e... în jurul ei se strâng toți copiii, doar că acum a rămas fără tine. Iar a fost să te liniștești, e totul ok. Sper să te bucuri de astea și suriera ta. Le împărțiți voi cum vreți. Mi-am vrut să vă fac fericite și să fac și pe mama voastră fericită. Un pic greu pentru că nu mă ascultă nimeni. Dar încerc cumva să țin o balanță și am noroc că, ca și tine, și eu sunt mai așa băiețoasă. Poți să-mi întreb absolut orice. M-a rămas fără cuvinte. Păi gândește, dar nu știu. Ce vrei tu? Ce vrei tu? Știu. După ce o să plece, te întreabă dacă a luat și medicamentul, că nu știu. Da, și l-a luat din prima. Bravo. Știi că avem concert în Brașov? Da, știe. Da. Încă nu am luat bilete. Încă vă dau eu bilete. Super! O să ți le dau pe Instagram. Bine, mulțumesc frumos. Mulțumim. Păi tu, ai rămas acolo. Da, vrei să vadă Dia TikTok-ul tău, cum vorbești tu acolo și cum cânti și cum faci tot felul de scheme. Acum nu mai spui nimic, ha? Că mami, dar dacă vine bunica și ne sună Dia, cum o să... Păi lasă că pe bunica o trimite mă până la gol. Da, am uitat să sun, îmi pare rău. Asta e... Nu-i nimic. A sunat la ușă, vezi? Dacă vin și verișorii Rianei, două minute înainte să pleci, e ok? Eu mai stau vreo 10-15 minute că am tren. Da, nicio problemă. 5 minute să te vadă. Da, dacă vin acum. Da. Vrei să facem un TikTok împreună? Vrei să facem de la mine? Știi Dia Hambalista? Da. Da, o știi? Nu mi se încarcă. O să apar pe internet. Da. Ești la Mihai Viteazu? Da. Da. A mai fost în vlogul meu un băiat, Edi. Da, Edi. Da, n-am văzut. Ia! Bună! Bună! Cine ești? Ce faceți? Bine. Hai, gozul meu! Hai, cum mai fost? Îți place să-ți prinzi. Bună! Haideți, mai am brațe. Hai, Te-am văzut în oraș. Când? Mi-am zis. Erai cu Betty. Și stăteam numai pe masă. Da, stăteam pe masă. Betty, a mea e cu minte, nu se urcă pe masă. Auzi? Știi că nevoie pe masă?
Știi? Știi că n-ai voie pe masă? Te dai pe lângă mine? Nu ai voie pe masă! Nu ai voie pe masă, Betty. Da, doar ca pe masă. De cât ai faceți fotbal? De un an. Jumate. Da. Voi când veniți de obicei la Riana, intrați? Ria! Așa intrați voi? A zis Ria și după aia s-a uitat la așa. Da. Ce-am vrut prima dată că a zis Dia? Am o întrebare. Hai, cum este să fim parieni? Este mișto, dar pe spatele camerelor este și greu, evident că noi nu arătam chestia asta, dar sunt și faze nașpa. Nu! Dar să știi că Dia are o surpriză pentru voi. Ce? Tricou. Nu. Ceva și mai mișto. iPhone X. Mai mișto. Ce? Ceva și mai mișto. Care de credit? Merge la... La concert, Brașov. Pe 24 octombrie. Wow, eu nu știam data. Mergem? Da. Dacă vrei, dacă nu dau bilete la cuiva, adică... Deci venit, da? Da. V-a făcut surpriza? Da. Dacă aveam tricouri și de băieți, vă duceam și vouă mărșa. Care erau, fetințe, numai de princes. Nu mai să fie. Vrei tricou de fetiță? Nu. Bine. Dacă vrei, îți dau tricou de fetiță. Și roz. Nu vrei? Am o întrebare dacă aveți și căciule farghiane. Nu, i-am propus să facem, dar nu mi s-a acceptat. Ce faceți, mă, pe plângări? Oamă, m-a luat în brațe, în sfârșit, m-a luat în brațe. La concert? M-am gândit la fel de mult aici. Mulțumim frumos. Hai băieți, faci și voi poze. În sfârșit am făcut și eu poze. Bine, bine, bine. O să faci cu toți, ok? Noi acum trebuie să mergem. Mulțumim, bine, bine. Cu mare plăcere. Mi-a fost. Înțeles că nu o să stau multe, să fiu pe fugă. A fost de vis. Mulțumim. Ok, mai am o dată în brațe pe toți. Ne vedem la concert. Ne vedem. Sper că să vă distrați. Să știi că eu mamă foarte, foarte, foarte bine. Să știi că miros la plăcintă, da. Da. Dar de ce e așa ajuns asta ta? Și cam asta a fost vlogul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mai fac surprize de genul acesta, vreau să-mi scrieți în comentarii. Poate o să merg chiar și în alte orașe, gen nu doar în București sau în Sfântul Gheorghe. Poate să ajung în toată țara și să fac surprize de genul ăsta. Chiar mi-am dorit să ajung acasă la Riana, că am văzut cât de dedicată e, nu știu. Am văzut ceva special la ea și am uitat să fac și outro-ul pentru că mi-a murit bateria de la cameră și de-aia am continuat să filmez cu telefonul. Da, nu vreau să fac comentarii de genul că Riana era foarte tăcută sau chestii de genul. Este normal, este un copil, are multe emoții pe care unii știu să le controleze, alții nu. Plus că era filmată și avea și mai mari emoții. Pe lângă asta am făcut un TikTok cu ea pe care o să-l vedeți fix după ce postez acest vlog. Și asta a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe. Eu am fost Dia, vă pup și vă bine.